efortul de gardă, domnul dr. Marius Geandă, președintele INOMED, Centrul pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, mulțumesc și pentru întâlnirea de astăzi. Mulțumesc și eu. Începem prin a comenta foarte scurt o știre. În România avem un prim caz, primul copil cu COVID 19 internat la ATI, cu sindromul Kawasaki, despre care s-a vorbit foarte puțin, cei drept. Cât de serioasă este treaba și asta, în ce măsură vine să infirme teoria aceea cu care pornisem cu toții în primăvară, că de fapt copiii nu se îmbolnăvesc, sunt doar purtători? Sigur că aceste cazuri de apariție a sindromului Kawasaki la copii au fost constatate încă din... Cred că pe la începutul verii, luna iunie, cred că atunci am avut primele descrieri ale sindromului Kawasaki asociat cu COVID-19, ca o complicație totuși rară, să spunem. Nu spune a bolii a COVID-19 la copii, ci a statusului de purtător al virusului SARS-CoV-2 la copii. Sindromul Kawasaki, de fapt, fiind? Sindromul Kawasaki reprezintă o boală... De fapt, e un sindrom, nu e o boală, este o realitate biologică, dacă vreți, caracterizată de o afectare la nivelul întregului organism, la nivelul tuturor sistemelor, având un fond inflamator, inflamație asociată cu infecția SARS-CoV-2, de aceea și apare, și afectează în principal sau majoritar vasele de sânge. Sindromul este descris ca atare și asociat și cu alte boli infecțioase la copil, de aceea nu ar trebui să surprindă foarte tare că o altă infecție poate să evolueze prin apariția acestui sindrom, a sindromului Kawasaki. Vestea îngrijorătoare este că aceste cazuri pot să existe. Și vedeți, avem primul caz și în România, care necesită terapie intensivă. Vestea bună este că, în general, recuperarea copiilor, chiar și în această situație complicată din punct de vedere medical, este destul de bună. Deci, cu alte cuvinte, chiar dacă apare această complicație, posibilitatea sau probabilitatea de recuperare din punct de vedere medical al copilului respectiv este destul de mare. Unii copii sunt doar purtători, iar la alți copii apar forme de boală, inclusiv sindromul Kawasaki. Cred că trebuie să mă așteptăm pentru a avea răspunsul la această întrebare. Vorbind despre o infecție și despre apariția inflamației, putem să speculăm un oarecare sau asupra unui oarecare risc individual legat de modul în care organismul, sistemul imun reacționează față de prezența unui agent infecțios sau unui virus. Dar este, dacă vreți, o ipoteză de lucru teoretică, iar ea trebuie confirmată sau nu, caz cu caz, pentru că sunt puține cazuri, sau ideal prin studii clinice. Rămâne așadar să mai urmărim și acest subiect și evoluția, mă rog, din acest punct de vedere. Și acum să mergem repede pe raportul de gardă, subiecte multe și interesante. Are raportul de gardă două noi opțiuni non-invazive de screening, care iată că sunt eficiente pentru cancerul de prostată, cea mai frecventă formă de cancer în rândul populației masculine cu vârsta de peste 50 de ani. Problema screeningului pentru afecțiunea prostatei este serioasă. O lungă perioadă de timp am crezut și lumea medicală a crezut că determinarea PSA-ului, chiar și în dinamică, are suficientă acuratețe pentru a ridica suspiciunea unui cancer de prostată. Aceasta este grija cea mai mare. În practică, ce se întâmplă este că foarte mulți bărbați ajung să fie ulterior investigați, ajung să li se facă biopsie, ajung să fie chiar operați, să li se scoată prostata, fără ca aceste lucruri să fie neapărat necesare. Odată, din cauza specificității și a sensibilității totuși scăzute a screeningului bazat pe PSA și, pe de altă parte, dar aceasta este o altă discuție, ca urmare a faptului că în principal sau clasic, cancerul de prostată are două forme. Are o formă lent evolutivă și o formă rapid evolutivă. Mijloacele pe care în acest moment, în principal, urologii le-au la dispoziție, nu reușesc să ofere un tablou foarte precis a riscului pentru fiecare bărbat. PSA și atunci, fiind antigenul specific prostatic, după cum îi spune și numele, este un antigen specific pentru prostată, pentru glandă, nu este un antigen specific pentru cancerul de prostată. Interesant. Sigur că acest antigen este crescut în cancerul de prostată, dar este crescut și în tumorile benigne, în adenomul de prostată, și e crescut și în infecțiile prostatei. Și atunci diferența ce o dă? Investigațiile ulterioare.
Numai că unele dintre acestea, am menționat biopsia, sunt invazive. Altele, cum ar fi RMN-ul, sunt scumpe. Și atunci trebuie găsită o variantă inițială ceva mai, să spunem, mai precisă pentru a ghida și mai bine pacienții, așa încât să nu expunem, dacă nu este cazul, unor investigații care pot să fie costisitoare și la nivel individual, marcate de reacții adverse, de exemplu, sau costisitoare din punct de vedere financiar. Iar cele două studii, cu toate detaliile pe care cei care ne ascultă le pot găsi pe raportul de gardă, cele două studii pare că au identificat și alții marcări sau scoruri care pot să fie relevante alături de măsurarea PSA, chiar în etapa inițială, dar numai din această perspectivă a capacității de a depista cancerul de prostată, nu adenomul, nu infecțiile, adică celelalte situații care duc la creșterea PSA-ului. Alt studiu despre care vorbește raportul de gardă.ro se referă la un medicament de nouă generație care, iată, scrie raportul de gardă, scade cu 25% riscul de deces cardiovascular și spitalizare la pacienții care suferă de insuficiență cardiacă. Într-adevăr, e vorba despre un medicament dintr-o clasă nouă de medicamente care inițial au fost utilizate în tratamentul diabetului zaharat. Studiul despre care vorbim arată clar că această terapie scade, cum spuneați, cu 25% riscul de deces și de spitalizare la pacienții cu insuficiență cardiacă, dar nu doar la cei care au diabet, ci și la cei care nu au diabet zaharat. Iar asta este o schimbare majoră, pentru că, vedeți, avem un medicament care e de ajutor pacienților cu insuficiență cardiacă, dar este în același timp de ajutor și pacienților cu diabet și insuficiență cardiacă. Ceea ce vom vedea în anii următori probabil va fi o reclasificare a insuficienței cardiace și a diabetului zaharat, pentru că genul acesta de date totuși nu sunt neapărat aliniate cu ceea ce noi știam clasic, învățând în facultatea de medicină, că este diabetul zaharat sau că este insuficiența cardiacă. S-ar putea să avem niște categorii potrivite de pacient. De fapt, noi acum avem un medicament și va trebui să identificăm care este pacientul potrivit pentru acest medicament și altele, care s-au dovedit, aș spune, chiar revoluționare în aceste arii despre care vorbim. Suntem în căutarea unui pacient, nu știu dacă neapărat pacientul ideal care să se potrivească pe acest tratament. Detalii pe raportul de gardă.ro, care mai scrie și despre două aplicații, fiecare și împreună vorbesc despre una, de exemplu, despre monitorizarea ritmului cardiac și detectarea fibrilației atriale, cealaltă se referă la pacienții cu astm și scrie raportul de gardă, frecvența acceselor de tuse în timpul nopții se poate corela cu evoluția bolii. Ce este poate mai puțin cunoscut în tablou clinic al astmului, încep cu a doua știre, este prezența tusei. Tusea poate să fie acel semn care chiar să atragă atenția asupra posibilei prezențe astmului bronșic. Este așadar un indicator important. Ce aduce nou acest studiu? Sigur, el e realizat pe un număr relativ mic de persoane, 94, probabil va trebui confirmat pe studii ceva mai mari, este că frecvența cu care o persoană tușește în timpul nopții, această frecvență fiind înregistrată prin aplicații și mijloace de acest tip, aceasta se corelează cu gravitatea bolii. De ce e atât de important? Pentru că astmul bronșic, evoluția este cumva ondulantă, adică la un moment dat recăderea, reapariția simptomelor din cauza controlului deficitar devine o realitate. Și atunci e foarte important cumva ca aceste momente să fie anticipate. Iar genul acesta de abordare bazată pe tehnologie și pe semne precoce la care poate nu te-ai fi gândit, cum ar fi tusea, poți să dea un indicator și să arate, de exemplu, că o terapie ar trebui poate schimbată, că poate doza ar trebui să fie crescută sau poate chiar o încadrare a respectivului pacient într-o altă categorie de astm bronșic, astmul bronșic sever, de exemplu, care are un management terapeutic diferit. Genul acesta de abordare, așadar, este cumva și preventivă,
pentru că poate prin intervenția medicului să prevină agravarea bolii, dar în același timp este și cumva predictivă, pentru că arată în ce măsură boala se poate agrava sau nu în perioada următoare. Cealaltă știre care se referă la fibrilația atrială ne vorbește despre o aplicație realizată de Fitbit, acum parte din Google, care a fost aprobată de FDA pentru monitorizarea cardiacă și pentru depistarea fibrilației atriale. Ce este foarte important este capacitatea de a pune în evidență precoce anumite semnale. O persoană poartă un ceas, ritmul cardiac este înregistrat automat și continuu, iar în anumite momente pot să apară anumite anomalii care, analizate de sistemele de inteligență artificială, pot să ridice suspiciunea unei tulburări de ritm și a unei fibrilații atriale. De ce atât de important? Pentru că fibrilația atrială reprezintă o cauză majoră de accident vascular cerebral. Cu atât mai mult cu cât, cum să spun, în viața de zi cu zi, o persoană nu merge să-și pună o monitorizare Holter pentru 24 de ore, pentru a vedea exact statusul ritmului cardiac sau nu-și face un EKG în mod constant și așa mai departe. Iar genul acesta de informație, cum spuneam, are foarte mare relevanță din perspectiva prevenției accidentului vascular cerebral. Iar datele sunt citite de pacient sau sunt în legătură și cu medicul sau cu un spital? Cum? E un studiu clinic care e în derulare în această perioadă, care presupune atât o buclă realizată către pacient, cât și o buclă realizată către medici, de fapt către o echipă de medici, iar pacientul poate să intre printr-un sistem de telemedicină în legătură cu echipa respectivă, sigur dacă riscul este ridicat și dacă el acceptă să facă lucrul acesta. Acest sistem, de fapt, este supus studiului clinic despre care vorbim. Datele sunt așteptate anul viitor. Va fi foarte interesant pentru că probabil vom avea aprobarea nu doar a unei aplicații, cum vorbim acum, ci a unui întreg sistem bazat pe senzori, pe aplicații, pe inteligență artificială plus telemedicină. Foarte interesant, într-adevăr. Până la anul o să mai vorbim firește și despre asta, poate, dar și despre alte subiecte. Detalii pe raportul de gardă.ro și cu mulțumiri domnului dr. Marius Ciantă pentru intervenția de astăzi pe marțea viitoare. Mulțumesc și eu foarte mult!